Scene ca în filme pe străzile din Drobeta, Turnu Severin, polițiștii au urmărit o mașină folosită la furat de motorină. Chiar au lovit autoturismul suspect cu autospeciala, iar hoții au luat-o la fugă. S-au tras și focuri de armă, dar suspecții s-au făcut nevăzuți. Polițiștii au pornit în urmărirea mașinii suspecte de dimineață. Pentru că șoferul nu a oprit, polițiștii au acroșat mașina suspectă, însă hoții au coborât și au luat-o la fugă. Când am ieșit, am văzut poliția că fugeau mult acolo, așa am auzit că trăgeau cu pușcături. Nu știți câți hoții erau? Dar ați văzut polițiștii, da. Alergau după ei. Da. Încotro au fugit? Au luat de pe unde este serviciul ăsta în curțile acum, dar n-am văzut hoții. Ziceți că se trecea ca la război? Chiar că m-am fi speriat când am auzit de pușcăturile. Înțeles. Niște hoți de motorină. Păi mi-am dat seama că am văzut bidonele de mașină, că de... Am de ferește. De aici, din zonă, cred că sunt, de pe la Breznița, sau... Apar n-am, că poliția m-a întrebat că dacă dă cineva aceea unde sunt acolo, sunt doi băieți care găsesc la tribunal, sunt băieții. Dar bubuitura, accidentul, ați auzit, bubuitura? Nu, că eram în baie și din baie, prin termofanul ăsta, nu se aude așa. Așa? Hai, m-am văzut de la și când ați ieșit afară? Am văzut afară și am văzut poliția, ce mi-am semnat că sunt bușcături. În autoturismul înmatriculat în Franța erau 13 butoaia, câte 20 de litri fiecare. Polițiștii spun că hoții ar fi furat combustibilul din tiruri.